multiple și cu ingrediente de calitate aduse tocmai din Italia. Vino la Elius Mall, în incinta Food Court, și oprește-te la Bonda pentru a gusta înghețata preferată a clujenilor. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Astăzi vorbim despre economie, va fi în primul rând vorba despre robor, vom discuta despre creditele dumneavoastră, despre creșterea dobânzii la credite și vom afla și din ce cauză se întâmplă acest lucru. Sigur, noi vom analiza și ceea ce a fost prezentat ca fiind acel conflict dintre Guvern și Banca Națională pe această temă. O să vedem ce se întâmplă în alte țări cu aceste dobânzi, ce politici au băncile centrale de acolo și vă promit că vă veți minuna, pentru că vom face o comparație cât se poate de concretă între ceea ce face la noi Banca Națională și Guvernul și cum procedează alte țări la ei acasă în situații absolut identice. Domnul Emil Culda, expert financiar alături de noi, bine ați venit, bună seara! Bună seara, bine m-am regăsit! Mă uit astăzi, foarte interesant, o să vedem pe ecran cum a evoluat roborul. A crescut de parcă este muntele Găina, așa, s-a dus dintr-o dată în sus, a făcut un palier ca să se așeze lucrurile, după care iarăși a sărit în sus. Chestia asta influențează creditele. Sunt oameni care ne scriu și ne spun, primim înștiințări de la bănci, alea care, cum să zic, chiar informează din timp că va crescu dobânda cu atât, 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 atât. Altă dată se trezesc doar că trebuie rata mai mare plătită. Întrebarea este dacă e un fenomen economic normal sau umblă cineva cu șurubelnița la întrerupător. Doza de relativ legată de obligațiile ce decur dintr-o dobândă stabilită prin raportare la robor, de exemplu, totuși este destul de ridicată, chiar dacă roborul n-ar trebui să aibă evoluții foarte spectaculoase și foarte fluctuante, întrucât, tehnic vorbind, așa cum este el definit și se calculează prin fixing-ul acela care funcționează la depozite pe un anumit termen, are pe natura lui un aspect și o structură mai constantă, adică nu ar trebui să aibă legătură cu operațiunile zilnice, operațiuni speciale pe piața bancară și așa mai departe. Dar cel care dă tonul în această privință și este până la urmă bagheta fermecată legată de robor, sigur că este Banca Națională, pentru că ea este operator activ în piața bancară, atât în ceea ce privește plasamentele de orice fel pe care le primește sau pe cele pe care le face, cât și relația, bineînțeles, cu celelalte bănci. Deci, în piața interbancară, BNR-ul este cel mai important actor, fără discuție. Depinde foarte mult de el, de ea, ce pune pe piață, ce retrage de pe piață, ce oferă la depozitare, ce... susține sau ce stimulează sau ce nu stimulează la un moment dat. Pot explica că este justificat ceea ce fac. Oricând îi pot susține acest lucru. Foarte puțin s-ar și pricepe să vadă care însemna să aibă acces la toate informațiile de la BNR, să vadă cum calculează ei lucrul ăsta, după ce criterii cresc lucrurile astea. Asta nu se va întâmpla niciodată. Nimeni nu o să aibă acces la chestiunile astea, ca să ne dăm seama dacă e o politică firească ce ține cont de structura economiei la un moment dat sau sunt alte fenomene care intervin de ne trezim cu treaba asta. Eu le-a sugerat celor care ne urmăresc să nu fie atât de temător legat de, eu știu, felul în care pot percepe niște informații, chiar atâtea câte sunt oferite public de BNR, să citească rapoartele pe care acestea le publică periodic, inclusiv în ceea ce privește politica aceasta a dobânzilor și în ce privește evoluția roborului sau în ceea ce privește evoluția inflației și altele care se publică acolo. Și o să vedeți dumneavoastră că toate motivațiile care apar în acele rapoarte fac trimiteri în ultima instanță la chestiuni care țin de evaluarea unor riscuri. Adică, cu alte cuvinte, de un fel de prorociri privitoare la viitor și care au un efect astăzi, aha, în sensul deciziei.
Adică dacă nu facem asta azi, o să avem s-ar putea întâmpla următoarele. Problemă... Cam asta e toată povestea. Sigur că e îmbrăcată, de multe ori vine să râd, sincer vă spun, citind astfel de rapoarte, pentru că se vede de departe o redactare destul de stângace, fie folosind termeni traduși, care nu prea au legătură foarte exactă cu ceea ce poți percepe din punct de vedere practică se întâmplă, fie folosind expresii sofisticate, care nu spun mare lucru, dar care, în esență, ne povestesc despre cum are cineva viziunea asupra vizuinii la un moment dat și funcție de această viziune asupra vizuinii să stabilesc procente. A, bun. Haideți să ne mai uităm la graficul ăsta. Am început emisiunea cu el. Ne uităm la graficul ăsta cu roborul și evoluția asta. Tot creștea, dar vedeți că la un moment dat acolo creștea ca un perete, așa, din pământ. Bun. E, astăzi avem o știre. E importantă, a fost, nu? E, astăzi avem o știre. Dintr-o dată, așa, vine următoarea știre. Indicele robor la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor, a scăzut la 2,74% potrivit datelor publicate de Banca Națională. Deci, dintr-o dată, acum a început să scadă. Păi, acum, bine, dar ne-a dat și o cifră, 2,7, dacă ne uităm la istoricul ultimilor ani, vedem că nu depășea unul și ceva. Unul și ceva. Deci, dacă socotim puțin cifrele absolute, și ele spun foarte mult, iar creșterile, scăderile, chiar acelea din graficul pe care dumneavoastră l-ați... Un necunoscător s-ar putea întreba așa. Pe fondul acestei creșteri a existat o sămânță de conflict guvern-Banca Națională, așa a fost prezentată în public. Domnul Isărescu a recunoscut că de la anul nu va mai fi guvernator al Băncii Naționale. Întrebarea este dacă a crescut roborul și pentru că nu mai are ce pierde și vrea să se răzbune. Au fost unii care s-au întrebat sau alții au zis, domnule, între timp poate s-a negociat de începe să scadă ușor. Senzația mea este că în ultimile comunicate pe care le-a făcut BNR-ul, aceste comunicate au fost destul de politizate. Eu așa le-am perceput. Adică a vorbit foarte mult despre o politică mai mult sau mai puțin inspirată a guvernului în ceea ce privește fiscalitatea. Și fără îndoială că este firesc să se pronunțe și BNR-ul în legătură cu o politică sau alta din punct de vedere fiscal, cum și noi, cetățenii, avem aceleași drepturi până la urmă să ne exprimăm opiniile legate de o politică mai bună sau mai proastă. Pe de altă parte, relația dintre BNR și guvern, în opinia mea, cam din anii 90, cât încă a mai fost pe acolo Stolojan și cu Văcăroiu cât a fost dumnealui acolo, eu nu prea am mai sesizat prim-ministri sau guverne care să discute totuși în termen foarte normal până la urmă cu Banca Națională legat de anumite politici. Cu alte cuvinte, Banca Națională s-a trezit în 2004 că ei s-a făcut și o lege potrivit directivei unor directive europene și tratatului de aderare și nu mai plictisim telespectatorii noștri cu care toate acestea. Face ceva și nu răspunde pentru practic, ce face. Căreia îi se dă o putere foarte mare, sigur, în ideea de a avea autonomie, de a fi o instituție autonomă și care practic nu prea răspunde. Sau cel puțin legea nu spune și cum răspunde dacă cumva le face prost. Știți ce am hotărât în seara asta văzând? Numai puțin și atunci în contextul acesta, relația mie mi se pare că dintre guverne și BNR n-a evoluat deloc bine și cumva BNR-ul s-a trezit că e așa, un fel de vedete în economia României și în politica României, pentru că până la urmă nu dă socotea la nimeni. Iar dacă vă uitați la poziția și atitudinea lor publică, emană chestiunea aceasta. Ok, de-aia mi-a venit și ideea să fac o comparație între comportamentul Băncii Naționale de la noi și comportamentul Băncii Federale a Germaniei. Pentru că sunt cel puțin trei chestiuni, trei evenimente care s-au întâmplat și la noi și acolo și o să vedeți pe parcursul emisiunii la un moment dat că germanii au acționat invers decât am făcut noi, cu totul altfel. Sunt trei lucruri simetrice. Probabil normal. Probabil că au reacționat normal. Dar până atunci, domnul Gheorghe Piperea, care este avocat specializat pe financiar, pe litigii de genul ăsta, pe bănci, a reprezentat și cetățeni cu creditele alea, cu franci elvețieni și așa mai departe, a avut o previziune sumbră și și-a menținut-o cu privire la robor. Iată ce spunea Piperea la un moment dat. Evoluția implacabilă a robor către 5% pe an impune readucerea creditelor prima casă sub beneficiul legii dării în plată. Un număr mare de case construite nesigur, scump și haotic, în urma acestui program antieconomic și destructiv pentru clasa de muncă, va îngroșa stocurile băncilor, dar va determina ca la piață un preț corect al acestor case, evident mai scăzut decât cele umflate de astăzi, precum și o dezirabilă preluare a lor, cu plată în proprietatea statului sau a primăriilor, pentru a fi închiriate debitorilor ruinați de bănci sau altor categorii de persoane defavorizate, ori și mai important, intelectualității și funcționărimii locale.
nu excluda posibilitatea să avem un robor de 5 la un moment dat. E alarmistă povestea sau e posibilă? Sigur că... Că la credite e nenorocire sigur dacă s-ar întâmpla asta. Sigur că ar fi o creștere absolut devastatoare pentru multă lume. Și dacă ne uităm un picuț la indicele de aceeași natură pe care le are Banca Centrală Europeană, măcar acolo avem o speranță. Oricum, mereu, BNR-ul a fost cel puțin dublu, dacă nu triplu, față de indicele... De ce? Pentru că, probabil, condițiile specifice din România, riscurile, toate celelalte chestiuni de care v-am vorbit la început, care stau la baza deciziilor de această natură, i-au făcut pe cei drept să decidă în felul ăsta. Jocurile care se fac pe piețele financiare și bancare sunt de foarte multe ori foarte subtile și tocmai această putere extraordinară pe care au băncile, sistemul bancar și practic aproape impunitatea controlului guvernamental, dacă vreți, și civil, nu numai la noi, chiar și în alte părți sau în orice caz limitat, fac posibil aceste lucruri. Eu nu cred totuși să se ajungă la un decalaj chiar atât de mare, întrucât ceilalți indicatori economici nu sunt totuși de natură să indice așa ceva. Adică pot înțelege dacă se întâmplă lucruri deosebite pe piața valutară, dacă se întâmplă ceva cu euro, dacă se întâmplă ceva cu economia europeană. Putem discuta factori economici mai largi. Dar care altfel n-ar trebui. Alminter nu aș crede să se ajungă acolo. Bun, e, acum... Haideți să ne uităm puțin la peisajul bancar din România, pentru că dacă ne uităm pe Wall Street, site-ul nostru, al românilor, nu al altora, aflăm niște lucruri incredibile. Situația sistemului bancar românesc, cu mult peste media UE la mai mulți indicatori, profitabilitatea sistemului bancar românesc se situa la finele anului trecut la 13,2%, dublu față de media Uniunii Europene înregistrată în septembrie, iar gradul de acoperire cu provizionarea creditelor neperformante se situa cu mult peste media europeană, la 58% față de 44% potrivit unei analize a Băncii Naționale. Deci cifrele sunt BNR. Astfel, indicatorul de profitabilitate a urcat cu 5,6 puncte în ultimul trimestru anului trecut, de la 7,6 la 13,2%, situându-se în cel mai bun interval de prudență în tabloul de risc. Deci, cu alte cuvinte, profitabilitate dublă față de media pe Uniunea Europeană și te-ai și întreba, păi, în situația asta, n-ar trebui roborul să fie mai mic totuși? Păi, vedeți, dublarea aceea... Ce jocuri ne scapă dacă, aici? Dacă ne uităm la dublarea ratei roborului, sau dacă o privim în cifra absolută raportat la ce se întâmplă pe piața europeană, este dublă și mai bine, cum am spus. Da. Se întâmplă cam același lucru și cu profitabilitatea băncilor. Vreau să vă spun că acest indicator sau acest indice privitor la dobânzi pentru depozite nu are o foarte mare legătură în toate cazurile cu profitabilitatea băncilor. Bun, dar la noi mediu... Dar să nu mai uităm un lucru. Până la urmă, cifrele impozabile ale acestor bănci sunt cât se poate de micuțe, cu toată profitabilitatea care se vorbește în acel raport. Eu mi-e greu să apreciez acum dacă acea profitabilitate este cea cu care se încheie anul. Nu știu care sunt calculele BNR-ului, n-aș vrea să vorbesc fără să știu. Dar știu un lucru, că în general băncile comerciale se plâng de multă vreme că nu prea au profit pe aici. Deci asta spune încă cea, încă o dată revin la ceea ce înseamnă această legătură între guvern și Banca Centrală, pentru că scopurile și se cheamă această Bancă Centrală totuși Banca Națională, din câte țin eu minte. Că dacă se cheamă cumva o sucursală sau o filială a Băncii Centrale Europene, e altceva, nu, știi? Nu, nu. Știi, păi, un lucru. Mai facem o comparație. Deci dacă la profitabilitate, așa zice Banca Națională, îi credem, e dublu față de media Uniunii Europene, unii ar putea să creadă că aici e rai. Și dacă e rai, atunci e rai sau pe spinarea clienților. Nu? Adică nu poate să fie rai decât pe spinarea clienților. N-ai cum. Întotdeauna. Întotdeauna. Că e întotdeauna profit la un hipermarket sau că e profit. E pentru că vine un client și cumpără sau vin foarte mult și cumpără. Dar pe spinarea clienților să știți că iasă două feluri și e foarte bine să știe cei care ne urmăresc. Nu doar pe spinarea clienților care au credite. Nu. Ci pe spinarea clienților care sunt obligați să țină bani acolo. Așa, așa. Pentru că sursele mari vin de la mulțimea mare, mare, foarte mare de clienți care își duc banii, resursele lor bănești, la aceste 30 ceva de bănci. Eu am mai spus-o, România ar trebui să aibă... 15 și ceva mai mare. România ar trebui să aibă vreo 300 și ceva de bănci. Și atunci începe să fie bine. Concurență. Da, pentru că atunci ar fi alta și dobânda. Sigur, și concurența ar fi cu totul altceva și competită pentru servicii celelalte cât mai bune. Ori, una din prerogativele BNR-ului este și aceea de a aviza sau a nu aviza funcționarea altor bănci comerciale pe aici. Am observat că avizează cu foarte mare ușurință orice sucursală, orice punct de lucru, cum vreți dumneavoastră, nu vorbesc de
societate comercială cu acte în regulă pe care le fac bănci din afară aici și mai greu puțin în ceea ce privește băncile autohtone. Se vede cu ochiul liber. Deci sunt foarte multe de discutat legat de politica pe care o face sau nu o face BNR-ul pe această linie. Și haideți să ne comparăm cu Germania. Germania este cea mai mare putere economică a Uniunii Europene. Tot timpul când e ceva, zicem, Merkel mai întâi și că acum e și chestia asta cu ambasada, știți ce facem, cum zice Germania, sau facem cum zice Statele Unite. Bun. Aflăm din Ziarul Financiar, pentru că numai surse de publicații economice am folosit în această emisiune, următoarele lucruri. Cum sunt plafonate dobânzile la credite în Europa? În Germania, jurisprudența indică o dobândă maximă dublul dobânzii de referință. În România, băncile se revoltă după propunerea de plafonare la de 2,5 ori dobânda BNR. Păi dacă în Germania e voie, de ce să revoltă în România? Că pragul ar fi oricum peste cel din Germania, n-ar fi sub cel din Germania. Pentru și a fost doar o discuție. Pentru că o să vină o cohortă întreagă de juriști care să ne spună că contractele au fost semnate în anumite condiții, evident, în condițiile care n-au de concurență și tot ce v-am spus mai devreme, și care dobândă aceasta poate varia foarte mult și că cumva s-ar interveni în aceste contracte. Este unul din argumentele care adesea este pus pe masă. Dacă v-am amintit, în 2015-2016, odată cu legea dării în plată, una dintre cele care vrea să regleze exact acest tip de problemă, da. Ați văzut dumneavoastră cum s-a înfățișat acolo întreaga conducerea BNR-ului să ne spună ce criză financiară o să ne pască dacă intră legea asta în adică funcțiune. De ce dacă faci ca în deci Germania, a făcut pe criză. Față pe avocatul băncilor comerciale, ceea ce, în opinia mea, a încălcat legea funcționării ei. Nu asta e menirea. Dacă a apărat doar interesele celor care sunt depozitarii și nu interesele celor care depun și eventual sunt clienții, tu, bancă centrală, faci abstracție de această a doua categorie, înseamnă că nu-ți duci la îndeplinire menirea. Și asta s-a văzut pe față. Bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic. Dacă ar fi fost să le luăm în serios acele vorbe, asta ce înseamnă? Că începem să punem la îndoială multă lume. Băi, stai un pic, ăștia îi putem lua în serios când anunță aia sau aia. Deci, rețineți, în Germania, jurisprudența indică o dobândă maximă dublu dobânzii de referință. În România nu avem o astfel de prevedere, dar când s-a discutat să fie de 2,5 ori dobânda de referință, au sărit în sus. Deci, ce au nemții voie să facă, la noi nu se poate. Rețineți faptul că, din datele BNR, rezultă că sistemul bancar românesc este pe o profitabilitate dublă decât în Uniunea Europeană. Deci ar fi rezerve, da? Perfect. Mergem la inflație acum, pentru că au apărut datele despre inflație. Arată urât lucrurile de data asta. Inflația a urcat în luna aprilie 2018 la 5,2% față de aprilie 2017, înregistrând un record al ultimilor 5 ani, iar față de luna martie 2018, creșterea a fost în aprilie de 0,5%. Institutul Național pentru Statistică dă datele astea. Și atunci întrebarea este, pe o asemenea inflație, ce mai rămâne din creșterile salariale? Foarte mult se întreabă. Dacă am observat fiecare dintre noi prin cumpărăturile care le facem zilnic de la piață, pe lei, pe kilogram de diverse produse care ne interesează, inflația reală a fost destul de puternică în ultimii ani. Eu am mai spus, nu prea cred foarte mult în datele statistici și le văd destul de politice. Uh-huh. Adică asta și mai mare? Ar fi prima dată. Mie mi se pare că a fost destul de mică aia care s-a publicat și care a rezultat din diverse calcule și extrapolări, indiferent ce povestește cineva legat de sistemul de aplicare, pentru că știu cum se colec datele, cât sunt ele de relative și cât de ușor pot fi după aceea prelucrate într-un fel sau altul. Nu vreau acum să fac un proces de intenție statistici, dar spun, și o spun cu răspundere, de multe ori sunt date foarte relative. Ca tare posibil să fi fost mai mică inflația în perioada anterioară decât a fost în realitate, așa. Să fie puțin poate mai mare acum decât este în realitate, și aici intervin doi factori. Odată este fără îndoială cel legat de dobânzile acestea pe piața interbancară, este un factor care influențează și el la rândul lui, pentru că este un preț al monedei. Pe de altă parte, e adevărat că creșterile salariale și, să spunem așa, excesul de numerar în circulație poate duce la un moment dat și la creșterea prețurilor. Ne mai vorbim de faptul că sunt și factori concreți care țin de energie, de celelalte elemente de bază din coșul care, după care se calculează indicele de inflație, care au crescut și ele, fără doială, carburantul, celelalte. Da. Toate acestea duc. Deci, pe de o parte, avem chestiuni care țin de guvern, pe de altă parte avem chestiuni care țin de cel care își arugă până lege menirea
de a ținti și a fi foarte grijuliu cu inflația. Uite că nu mai poate ținti, nici ține sub control. Ba, se pare că, cel puțin după evoluția roborului, chiar a influențat-o la modul direct. Însă, așa cum am spus, e un conglomerat de informații care, în opinia mea, nu au spus adevărul până la capăt nici în anii anteriori, s-ar putea să nu spună nici acum. Însă tendința nu o putem nega. Bun, haideți să ne uităm puțin și cum arată prețurile de consum, evoluția lor, pentru că au dat inclusiv Institutul Național pentru Statistică aceste grafice. Iată, în luna aprilie 2018, comparativ cu luna aprilie 2017, au crescut cu 5,2%. Asta e, de fapt, inflația. Vedem evoluțiile acolo, din aprilie 2017 până în aprilie 2018. Evoluția e destul de abruptă. Da, este ascendentă. Ascendentă. Da. Și ne mai uităm la un indicator care ar trebui să ne pună pe gânduri, în primul rând pe guvern ar trebui să-l pună pe gânduri. Vedem ce spune INS-ul despre produsul intern brut. INS-ul constată că produsul intern brut stagnează în momentul de față. Asta este situația. În trimestrul 1-2018 față de trimestrul anterior, PIB s-a menținut la același nivel. Atunci avem o problemă legată de creștere economică. Corelarea aceasta dintre acest indicator și acest indicator, la fel ca și inflația, la fel e bine să știe telespectatorii noștri că este calculat pe niște premize de relativitate extraordinare. Eu așa susțin. Ca atare se poate scoate în multe feluri. Din punctul de vedere al stagnării acesteia, probabil că sunt cumulate niște efecte legate de sfârșitul anului trecut. Nu-mi dau seama exact de tendințele unor companii, dar nu doar a companiilor, ci și din ceea ce se întâmplă în sfera pură a consumului, pentru că intră și consumul în aceste chestiuni, deci nu intră doar ceea ce se produce efectiv. Nu pot să spun toate cauzele pentru... mă iertați această situație, dar cumva, dacă o legăm puțin și de inflație, înseamnă că în termeni reali, pentru că inflația până la urmă ne arată că în termeni reali nu stăm atât de bine. Absolut. Dacă creșterea aceea este spectaculoasă și inflația la fel de spectaculoasă, nu este foarte demerare că produsul până la urmă, cât o fi el, cumva stagnează. Pentru că noi am perceput ca fiind un conflict. Domnul președinte chiar se oferea să medieze conflictul dintre guvern și BNR, iar guvernul susținea că nefiind niciun conflict, n-are ce să medieze. Ok. Dar, în general, pentru că a existat tendința de a lansa în spațiu public ideea de conflict între guvern și BNR, care ar putea fi chiar reală, haideți să vedem dacă doar la noi se întâmplă. Ei bine, nu. Am zis că astăzi comparăm numai cu Germania, pentru că nu avem cum să comparăm cu celelalte 26 de țări toate, membre ale Uniunii Europene. Dar azi ne-am oprit la Germania. Iată ce scria Ziarul Financiar în decembrie 2004 despre Germania. Tensiunile latente dintre guvernul german și Banca Centrală au explodat la începutul acestei săptămâni, după ce Hans Eichel, ministru de finanțe, a criticat Bundesbank pentru că a refuzat să vândă din rezerva de aur pentru a ușura presiunile financiare cu care se confrunta executivul. Știrea era dată de Financial Times. Deci, domnul ministru de finanțe german pune mâna pe telefon, îl sună pe guvernatorul, președintele Consiliului de la Deutsche Bundesbank și îi spune: vinde tu din rezerva de aur ca să-mi păstrezi eu deficitul de 3%. Ăla zice nu. Haideți să-l vedem pe ministrul de finanțe de atunci. Acesta este Hans Eichel. Cine credeți că a câștigat din meciul ăsta? Hans Eichel sau guvernatorul? A plecat guvernatorul. Nu mă surprinde foarte tare. A plecat guvernatorul. Nu mă surprinde foarte tare și este chiar normal. Deci Hans Eichel, guvernul, a zis: vindem atale niște aur din rezervă ca eu să mă mențin în ținta de deficit de 3%. Ăla n-a vrut. S-a întâmplat ceva și a plecat. Până la urmă se respectă o regulă că se poate definească de naturală. Totuși, de gestionarea patrimoniului țării, așa cum o fi, cum nu o fi, putem discuta politic vorbind cine cum, dar până la urmă cel care guvernează trebuie să aibă puterea de a gestiona și așa ceva. De aceea
chiar dacă Banca Centrală are o menire foarte importantă și foarte important să aibă anumite rezerve, să mențină un anumit echilibru atunci când se face emisiune monetară, că sunt lucruri importante, neîndoielnic, dar când vine vorba de o situație limită, nu înseamnă că nu se poate negocia ce mai vine ca să ieșim din impas. Sigur. Adică mie mi se pare foarte firesc dacă așa acuzera ministrul de finanțe că ar trebui să apeleze și la această sursă, la acel moment, și era disponibilă acea sursă și nu era în discuție vreo criză monetară, mă rog, financiară de altă natură. Financial Times, vă dați seama ce a fost acolo. Da. Și, deci se întâmplă și la case mai mari astfel de chestii. Deci, cu alte cuvinte, această autonomie și putere foarte mare pe care o are o bancă centrală nu are cum să fie nelimitată. Ok, acolo nu a fost nelimitată. Și în ultimă instanță, dacă ne uităm, pentru că legea nu prevede altceva, singura modalitate de a rezolva problema, dacă nu-și face treaba potrivit legii, orice bancă centrală, inclusiv la noi, dar cel puțin la noi, asta este modalitatea, schimb conducerea, care schimbă Parlamentul, deci ajungi tot la politică în cele din urmă. După pauză veți mai vedea, pentru că ne-am hotărât să facem comparație cu Germania. Vă amintiți că a existat scandalul aurului în 2016. Banca Națională a României își ține aurul în afară și un economist cunoscut spunea că îl ține degeaba acolo, că e profitabilitate zero. În Germania a existat la fel o chestiune cu aurul. O să vedeți cum a sărit Banca Națională pe economistul ăla cu gura și ce au făcut nemții cu aurul. O să comparăm astea două, că sunt la Indigo trase situațiile, soluțiile sunt însă total diferite. După pauză facem comparația. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@parc-lake.ro. Sava Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello Romania! Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions, remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Thank you.
Nu pot să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după amiază de luni într-o noapte de vineri, o după amiază de sâmbătă, o seară de miercuri sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV împreună cu pachetul HBO. Bucură-te de cele mai noi filme și seriale. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV. Da, ne-am întors în direct. Să vă spunem acum povestea aurului. Vă amintiți probabil, prin 2016, un economist destul de cunoscut, Lucian Isar, constata că Banca Națională a României ține 63 de tone de aur, cumva echivalent a 2,5 miliarde de dolari, în străinătate și că în momentul de față, atunci, în 2016, pe datele de la Banca Națională, profitabilitatea ținerii acestor tone afară e practic nulă și se întreba de ce le ține afară și nu le întoarce în țară. Iată ce spunea în 18 august 2016 economistul Lucian Isar. 63 de tone de aur, echivalentul la 2,5 miliarde de dolari. Sunt zeci de ani de când e aurul acolo. Ultimul transport, așa cum recunoaște BNR, a fost făcut în 2002. Nu sunt opinii personale, sunt declarații oficiale ale BNR. Din 2006 nu mai primește venituri, din 2006 plătește taxe de custodie, argumentând că a făcut suficienți bani în trecut cât să-și permită acest cost în ultimii 10 ani. Referitor la aur, când s-a lansat prima dată această știre, BNR a infirmat, spunând că tot aurul este în țară. Vă aduceți aminte, au fost jurnaliști invitați în BNR să facă poze cu aurul. Ei, între timp au mai nuanțat. Ce întreb eu este cât ne costă să ținem aurul altundeva. Bun, deci cât ne costă să ținem aurul altundeva? Haideți să vedem la nemți ce s-a întâmplat. Pe o situație similară, cum au procedat unii care țineau aurul afară? În timp ce la noi acest subiect a stârnit critici dure din partea BNR după comentariile lui Isar, iată o știre din 2013 din Germania. Banca Centrală dorește ca în 2020 jumătate din cele 3400 de tone de aur ale sale să se afle la Frankfurt. Autoritățile au subliniat că măsura nu reflectă o criză de încredere în băncile străine, dar anul trecut un raport al Curții Federale de Conturi a apărut să pună la îndoială controlul statului german asupra aurului său din străinătate. Prin urmare, după raportul Curții de Conturi, care trăgea atenția că ați cam pierdut controlul pe aurul vostru din străinătate, au început să îl aducă înapoi, pentru că, iată ce puteam citi și vedea la Digi24 pe 9 februarie 2017. Știrea suna așa: Banca Centrală a Germaniei, Bundesbank, a informat joi că în cursul anului trecut a repatriat o cantitate de 111 tone aur depozitată la sediul Rezervei Federale din New York, finalizând astfel înainte de termen planul care prevedea repatrierea 300 de tone de aur din New York la Frankfurt. Tot în cursul anului 2016, Bundesbank a repatriat și o cantitate de 105 tone aur depozitată la Paris. Deci ăștia, văzând că raportul Curții de Conturi spune, bă, pierdeți controlul asupra rezervelor, au adus aurul înapoi în țară. Ai noștri îl țin acolo că își permit, deși nu mai au profitabilitate. How? Nu cum știm, se calculează asta? Pentru că eu n-am remarcat cifre care se vorbească de profitabilitatea acestor plasamente, cum de altfel, dacă ne gândim bine... Dar dacă nemții și-au aur chiar și plătiturile de stat, pentru că noi n-avem plasamente doar în acest aur depozitat la Londra sau în altă parte, ci avem și alte plasamente pe alte titluri de valoare pe care le face și BNR-ul. Nu mi-amintesc niciodată să fi citit niște cifre spectaculoase legate de profitabilitatea acestor plasamente. Eu cred că dacă această situație este cea deschisă de Lucian Isar și, într-adevăr, această politică legată de o mai bună gestionare, mai la îndemână, utilizare, ca să spunem așa... Dar chiar dacă n-ar fi Lucian Isar, de ce? Dacă nemții își aduc aurul în țară... Indiferent cine ar fi spus, noi insistăm să-l ținem afară. Aici trebuie o explicație. Deci am remarcat și eu acea revoltă, supărare, cumva, a oficialilor BNR, că ce vreți să destabilizați și așa mai departe. Vechea poveste, dai bine, dai în fabrici și uzine. Nu! Trebuie argumente pro-contra. Poate că sunt niște argumente pe care noi nu le știm. Ok, spune-le! Acest tip de reacție și de apărare, dacă ați observat-o dumneavoastră, că vine vorba de decizii importante, de la cele guvernamentale la care vrem, a devenit așa un fel de clișeu la noi.
Adică te atingi de câte o chestie sensibilă, vezi, Doamne, trebuie și percepută și tratată cu multă sensibilitate, faci și nu știu ce e pietate. Bun, nu. Deci ce am văzut până aici acum? Aici guvernatorul ia să explice foarte clar de ce așa și nu așa. E, nu prea explică, nici la comisiile când... Păi, în general, guvernatorul comunică foarte laconic și, în general, nu prea spune mare lucru. Bun, ca da, să nu spun că până acum altfel. Am comparat pe două aspecte. Pe o criză de înțelegere între Banca Centrală și Guvern. La noi, cum e, și la nemți, cum e. La nemți a plecat guvernatorul în 2000, cât m-a spus atunci, când n-a vrut să vândă din rezerva de aur ca să-și acopere deficitul. A plecat guvernatorul. Pe aur, nemții îl aduc în țară, noi îl ținem afară, în alte părți, în continuare. Bun. Era tot chestiunea guvernului, până la urmă, pentru că se puteau discuta și alte forme de împrumut cu garanții de nu știu care, nu vreau să intru în amănunte. Dar asta arată că, scăpând cumva de această relație care trebuie să fie mult mai activă între guvern și BNR, de ani de zile, eu n-am remarcat guverne care să facă, să inițieze, să mai întrebe de sănătate până la urmă. BNR-ul s-a obișnuit cu această stare de fapt și acum, dacă se face un astfel de gest, pare cumva ieșit din comun. Ori nu este, pentru că legea însăși prevede această relație între guvern și BNR. Bun, dar ați văzut, noi ne inflamăm și sărim repede jos guvernul că a ridicat un deget împotriva BNR. La nemți, bine, ai deja politicianii scurat. La nemți am văzut cum se întâmplă. Și nemții sunt și ei în europeană, sub aceleași reglementări cu băncile centrale, ca în toată Europa. Asta, Uniunii Europene. Asta arată nivelul celor care propagă astfel de idei în media și nu numai, nivelul lor profesional, când abordează un subiect de felul ăsta, politizează imediat, cel mai simplu. Nu continuăm tot cu ăsta, ca să vedeți la nemți. Ce știre puteam să citim după scandalul ăsta cu aurul de la nemți? Tot în Wall Street. O controversată dispută pe tema deținilor de aur ale Germaniei au făcut pe șefii Bundesbank, banca națională a acestei țări, să publice pentru prima dată în istorie un raport de 2307 pagini în care este documentat fiecare lingou de aur aflat în proprietatea celei mai mari economii din Europa. Deci 2307 pagini care puteau fi descărcate și în România. Aici puteți să descărcați raportul și vedeți exact ce traseu a avut, pe unde s-a dus și câți bani a costat sau a adus acel lingou pentru că a călătorit prin alte zone decât să stea în rezervele din Germania. Haideți să facem o comparație. Ați văzut așa ceva din partea Băncii Naționale a României? I-au dus pe niște jurnaliști la beciul Băncii Naționale, ca să zic așa, să facă poze cu aurul, de parcă dacă faci o poză cu niște lingouri în spate, știi exact câte tone sunt acolo și câte sunt peste hotare. Și toată lumea era entuziasmată ce culoare are aurul. Asta e PR de tip Boc. Când iese să mai dea cu măturica în fața unei chestii ca să zică că muncește. Da, nicio legătură cu transparența și tipul ăsta de raport de care vorbiți că l-ar fi făcut Banca Centrală. Da, asta sunt știri Germanie, economice. Da, arată rigoarea și, de fapt, respectul pentru public și spune încă o dată că, de fapt, e avere publică, e avere națională până la urmă. Da. Și aurul acesta, rezervele. Atenție, nemții sunt în Uniunea Europeană, cred că v-ați prins. Evident că nu sunt în altă parte și povestea aceea că dacă zicem ceva sau pretindem niște lucruri legate de transparență, legate de buna gestionare a averii imense pe care o gestionează Banca Națională, vezi, Doamne, am atacat nu știu stabilitate, este o poveste, așa cum am spus, pentru că de o anumită sorginte. Este ziua comparațiilor cu Germania și am vorbit despre Banca Națională, despre bănci, despre profitabilitate, despre dobânzi, ați văzut. Haideți să vorbim și despre guvernatori. Ce avem noi aici? Îl avem pe domnul Muguri Sărescu în poză. Domnul Muguri Sărescu este guvernator al Băncii Naționale a României din 1990 și până prezent. Este cel mai longeviv șef de bancă centrală din lume. Nu mai există un astfel de caz în lume. Dacă ne-am propus să facem cunoștință cu situația din Germania, haideți să vedem cine este în momentul de față guvernatorul Băncii Centrale a Germaniei. Este Jens Weidemann, el este președintele Deutsche Bundesbank. Din 2011 este președinte. Înainte de Jens Weidemann a fost Axel Weber președinte. O să-l vedem și pe domnul Weber. Dânsul a fost din 2004 până în 2011 președinte. 7 ani. Și ca să încercăm să vedem ce s-a întâmplat în Germania între 1990 și momentul în care vorbim, pentru că în România am văzut tot Isărescu, haideți să vedem lista președinților Deutsche Bundesbank din 91 până în prezent. Avem în felul următor. În 1991 până în 93 a fost Helmut Schlesinger, din 93 până în 99 Hans Tittmeier, după aia 99-2004 Ernst Weltke,
După aia, 2004 a fost un interimar, pentru că v-am spus că ministrul de finanțe nu s-a lăsat până nu l-a scos din funcție pe guvernator. Jürgen Stark a fost interimar, prezident. După aia, din 2004 în 2011, Axel Weber și l-ați văzut și pe Jens Weidemann, cel care este în prezent președinte. Deci numărați și dumneavoastră. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isărescu este el. Dom'le, acum o fi singurul capabil, domnul Isărescu, în toată România, mă întreb. Nu, nici pomeneală. Hai să nu ne mai tot... Cred că domnul Isărescu de mult trebuia să... În primul rând să ne spună, de exemplu, că tot dumnealui a guvernat banca asta și în perioada 93-4 până prin 2000, când a fost marele crac bancar. Măcar să ne fi informat și pe noi mai exact care au fost costurile pentru poporul român în ultima instanță acestui crac bancar. Pentru că știm foarte bine câte bănci au căzut atunci. Da, cădeau de în fiecare zi mai și după estimările care eu mi le-am putut permite la un moment dat, luând diverse informații, cred că s-a situat costul acestor căderi la peste 7 miliarde de dolari. Și toate acestea au însemnat în instanță împrumuturi pe care Banca Centrală le-a acordat băncilor comerciale care le-au făcut praf. Ca să fim foarte simpli și ușor de înțeles. Ei, mi se pare că e chiar ceva de glorie. Nu s-a întâmplat nimic. Bun, da. Dimpotrivă, probabil că s-a considerat că această constanță poate fi benefică. Eu cred că nu este benefică și mai ales faptul acesta că noi mai des întreba și nu ne interesează mai mult ce se întâmplă și cum se gestionează aceste chestiuni, a făcut posibilă și longevitatea aceasta și cred eu chiar o situație nefirească în ce înseamnă mecanismele economice ale țării și cele politice, fără îndoială. Bun, pentru că acum, domnul Isărescu, aflăm chiar de la dânsul că e suficient, are 70 de ani la anul, nu mai e, mă rog. Nu știm dacă l-a convins guvernul și a dat de înțeles că nu mai are ce căuta, că nu-l mai propune nimeni sau pleacă dânsul. Dar, dincolo de situația asta, întrebarea care se pune în momentul de față este foarte simplă. Ce-ar urma după Isărescu? Probabil că se va produce această schimbare și e firesc să producă. Părerea mea că nu trebuie să ne bucurăm neapărat că toate lucrurile acestea care le-am discutat noi și poate multe altele se rezolvă printr-o schimbare, să fim realiști. Un anumit sistem și o anumită inerție va funcționa, dar fără îndoială va depinde foarte mult de personalitatea care va deveni guvernatorul Băncii Naționale. Și eu mi-aș dori să fie o personalitate care puțin să pună mai mult accent pe ceea ce reține denumirea acestei bănci centrale, Banca Națională a României. Bun. Da, a României. Da, Națională a României. Și Națională, da. Bun. Și teoretic și România e stat național unitar. Evident. Teoretic, adică constituțional vorbind. Dar oricum Constituția e o teorie, pentru că aici v-am arătat de foarte multe ori în emisiune cum a fost încălcată ani de zile, vreo 10 la număr, prin legi neconstituționale, prin coduri penale cu multe articole neconstituționale și despre care constatam după ani de zile că erau neconstituționale, prin protocoale secrete neconstituționale, deci formalitate Constituția asta. Nu se cade să n-ai o cărticică pe care să scrie Constituție și atunci o ai. Atât. Bun. Nu știm ce o să urmeze după domnul Isărescu. Vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Am făcut o comparație cu Germania, pentru că Germania este liderul Uniunii Europene, sub aspecte economice, cea mai mare putere din Uniunea Europeană. Și dacă ei au voie să facă, înseamnă că toate țările au voie să ia acele măsuri. Nu ține că nu avem voie pentru că suntem Uniunea Europeană. Nu. Nu ține întotdeauna chestia asta. Toate acordurile încheiate între țările membre ale Uniunii Europene sunt valabile cu drepturi și obligații pentru toate țările membre ale Uniunii Europene. Rețineți că în timp ce Germania, ministrul de finanțe, avea un conflict cu guvernatorul în 2004 și a plecat guvernatorul, pentru că nu putea ministrul de finanțe să-și facă politica de finanțe, a existat o propunere a BNR-ului cu un consiliu de ăsta care lua locul guvernului, dar n-a trecut. Da, avem deja o lege. Vă amintiți? Da, și era legea. Iară mi se pare foarte ne-a venit această lege, chiar dacă e virtutea unei directive europene, care dă și alte puteri, parcă n-avea destule, în esență tot Băncii Naționale, pentru că e prezidat acest comitet de supraveghere, tot de guvernator. Era oricum neconstituțională și s-a renunțat la chestia asta, că era neconstituțională. Apropo de cărticica aceea pe care aveam apropo de cine face politică în ultima instanță, sau o ținea la piept și citea din ea ce plăcea.
Vă mulțumesc încă o dată. Rămâneți cu noi, doamnelor și domnilor. O să mai facem astfel de comparații, pentru că sunt convins că nici măcar 1% dintre cei care populează Parlamentul din România nu știu exemplele astea. Sunt absolut convins. Nu știu pe ce mă bazez când spun asta, credeți-mă. Probabil pe cei 28 de ani de experiență, că unii s-au născut sub ochii mei de jurnalist și au ajuns în Parlament. Adică nu erau născuți când noi făceam jurnalism deja. Bun, rămâneți cu noi. Cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions? Remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Rosal te învață să colectezi selectiv deșeurile, fiindcă ele sunt resurse și nu trebuie să le irosim. Indiferent dacă locuiești la casă sau la bloc, trebuie să colectezi selectiv deșeurile pe două fracții, fracție uscată și fracție umedă. Clujenii care locuiesc la case trebuie să scoată fracțiile la poartă în zile diferite sau să le colecteze pe cele două fracții la punctele gospodărești amenajate în acest sens. Cei de la blocuri trebuie să identifice punctele de colectare de tip clopot aflate în oraș. Mai multe informații pe www.rosal.ro sau la telefon 0264 987. Ora de limba mâncării. Să mănânci ca un spart. Incorrect. Să mănânci ca un spartan. Corect. Vino la Julius Mall și o să înțelegi de ce restaurantul spartan este preferatul tuturor. Alege o porție de souvlaki fraged sau gyros pizza sau faimoasa Leonidas pita sau un gyros delicat din pui sau surprinzătorul cheese gyros cu vițel. Nu există termen de comparație în materie de gust. Toți clienții noștri revin la spartan pentru mai mult. Vino la restaurantul spartan din Julius Mall și participă la Revoluția din Cartea de Bucate. Demetra Boutique este un salon cochet de rochii de mireasă și rochii de seară situat în inima orașului Cluj-Napoca, ce oferă clientelor care îi trec pragul creațiile unor designer consacrați precum Demetrios by Elisa, Tarik Ediz, Farah Sposa, Novia Dar sau Studio Collection by St. Petri. Pregătește-te să întorci toate privirile la evenimentele speciale din viața ta și îndrăznește să fii superbă. Te așteptăm pe strada Eroilor 14 sau pe www.demetraboutique.ro. În drumul tău din Julius Mall spre cumpărături, oprește-te preț de câteva minute la Sweet Cafe. E un loc confortabil, un loc perfect pentru relaxarea minții și gustului. Specialiști în cafea de cea mai bună calitate, cei de la Sweet Cafe au multe alte secrete, prăjituri delicate și aromate și o înghețată incredibil de gustoasă. Sweet Cafe, ne vedem în Julius Mall, lângă scările rulante, pentru cea mai gustoasă cafea.
Vino la Squash It ca să-ți antrenezi corpul și mintea într-un club modern ce îți pune la dispoziție antrenori, vestiare aerisite, dușuri, internet wireless, parcare gratuită și lounge bar. La Squash It, echipamentul, respectiv rachetele și mingile, se pot utiliza gratuit. Vino la clubul Squash It în Piața 1 Mai, în incinta Clujana, sau fă o rezervare la 0746-351-911. Nobila Casa este acum și în Iulius Mall. Vino să vizitezi noul concept Nobila Casa și să îi iei niște cadouri casei tale. Avem o grămadă de minunății pentru bucătărie, living, baie și dormitor, textile decorative, plus că îți putem da o grămadă de idei de cadouri pentru cei dragi. Te așteptăm la Iulius Mall cu cei mai buni specialiști în obiecte de decorațiuni interioare. Nobila Casa, decorațiuni pentru casa ta. Cauți un apartament în Cluj? Pe strada Aurel Vlaicu, în cartierul Mărăști, unul dintre cei mai serioși dezvoltatori imobiliari din Cluj ridică cel mai modern ansamblu rezidențial din zonă. Apartamentele de una, două sau trei camere cu terase generoase, parcări subterane la subsol, spații comerciale la parter, au ca termen de finalizare luna martie 2018. Fii pe fază și ia unul dintre aceste apartamente, care se vor preda semifinisate, dar la un mare grad de investiție, având centrală termică și calorifere, instalații trase pe poziție, geamuri termopane și ușă metalică la intrare. Te așteptăm la Alma Natura în Vivo cu o selecție variată de produse bio și naturale, suplimente alimentare, ceaiuri, produse apicole și cosmetice naturale. Indiferent dacă vrei să slăbești, să dezvolți masa musculară sau ai o intoleranță alimentară, nutriționiștii noștri te vor consilia gratuit să faci cele mai bune alegeri. Coreea de Nord face un anunț bombă. Baza pentru teste nucleare va fi distrusă din temelii. Kim Jong-un a anunțat în aprilie că va închide centrul, dar acum a declarat că îl va nimici. Mai mult, șeful statului a invitat jurnaliști occidentali să fie martori la eveniment. Fenianul a transmis că pot participa și jurnaliști din alte state, inclusiv din SUA, China, Marea Britanie, Rusia și Coreea de Nord. Operațiunea va avea loc între 23 și 25 mai. Prima dată, autoritățile vor închide poligonul. Apoi armata va arunca în aer tunelurile din munte în care erau păstrate rachetele. De asemenea, nordcoreenii vor distruge posturile de observare de securitate și laboratoarele de cercetare. Situl pentru teste nucleare a fost săpat sub un munte de granit la frontiera cu China. Complexul a fost folosit pentru prima dată în octombrie 2006. Tot în același an, fostul lider al Coreei de Nord, tatălui Kim Jong-un, a ordonat primul test nuclear. Presa internațională scrie că anunțul liderului de la Phenian e doar praf în ochi. Unii experți spun că ar fi vorba de o concesie de fațadă, deoarece complexul ar fi deja inutilizabil.
Israel cere tuturor țărilor să urmeze exemplul Statelor Unite și să-și relocheze instituțiile diplomatice. Mutați-vă ambasadele la Ierusalim pentru că este decizia corectă. Mutați-vă ambasadele pentru că este un pas înainte către pace și pentru că pacea nu se poate fundamenta pe minciuni. Adevărul este că sub orice acord de pace pe care vi-l puteți imagina, Ierusalimul va rămâne capitala Israelului, a declarat premierul israelian duminică seara la recepția organizată înaintea deschiderii ambasadei americane. Benjamin Netanyahu a fost gazda evenimentului. Politicianul a anunțat că la petrecere au fost invitați reprezentanții celor 86 de țări care au misiuni diplomatice în Israel. Însă doar 33 de oficiali au acceptat să participe. Invitații de onoare au fost Ivanka Trump, fiica președintelui SUA și soțul acesteia Jared Kushner. SUA și-a inaugurat azi ambasada la Ierusalim, odată cu aniversarea 70 de ani de la înființarea statului Israel. Masacru înaintea inaugurării ambasadei SUA. Soldații evrei au ucis 28 de palestinieni și au rănit alte 10 după ce palestinienii au organizat proteste violente la granița dintre Fâșia Gaza și Țara Sfântă. Potrivit AFP, palestinienii s-au adunat în mai multe grupuri mici, au încercat să distrugă bariera de securitate de la frontieră și au aruncat cu pietre în evrei. Palestinienii au protestat împotriva relocării ambasadei americane la Ierusalim. De asemenea, aceștia au scandat mesaje de ură față de recunoașterea orașului sfânt drept capitala Israelului. Astfel de incidente au avut loc frecvent în ultimele 3 luni. Palestinienii revendică Ierusalimul de Est drept capitala lor. Însă Israelul deține controlul complet asupra Ierusalimului de 5 decenii. Scandal între un politician și un pastor baptist cu ocazia deschiderii ambasadei SUA la Ierusalim. Mitt Romney, fost guvernator al statului Massachusetts, a declarat că Robert Jeffress a atacat evrei. Controversa a început de la un mesaj postat de predicator pe Twitter. Creștinătatea ne-a învățat de 2000 de ani că mântuirea se face numai prin credința în Hristos, a scris Robert Jeffress consultantului Donald Trump pe probleme confesionale. La scurt timp, Mitt Romney a declarat că pastorul se face vinovat de intoleranță religioasă. Este bigot, din spusele lui Robert Jeffress reiese că nu te poți mântui dacă ești evreu, a scris pe Twitter politicianul. Romney este mormon, o altă confesiune despre care pastorul Jeffress a afirmat că nu se poate mântui. În apărarea sa, pastorul baptist a declarat că nu este vorba de bigotism, ci de convingerea milioanelor de creștini evanghelici din întreaga lume. Potrivit The Times of Israel, această controversă anunță scandaluri pe teme religioase în mai multe țări, nu doar în SUA și Israel. Robert Jeffress a fost pastorul desemnat de Donald Trump să țină rugăciunea la ceremonia de deschidere a ambasadei. Iranul amenință țările europene. Europenii au între 45 și 60 de zile pentru a prezenta garanțiile necesare pentru asigurarea intereselor Iranului și a compensa daunele provocate de retragerea Statelor Unite din acordul nuclear, a declarat un adjunct al Ministerului Iranian de Externe. Concret, guvernul de la Teheran vrea ca firmele europene să nu-și închidă sediile din Iran. În caz contrar, iranienii ar relua programul nuclear. Este pentru prima oară când Iranul dă un ultimatum Europei. Anunțul vine după ce președintele american Donald Trump a reintrodus o serie de sancțiuni împotriva companiilor americane și străine care au relații comerciale cu Iranul. Investitorii sunt acum între cuțit și nicovală, adică între ultimatumul dat de Iran și cel impus de SUA. Liderul de la Casa Albă a declarat că firmele au termen între 3 și 6 luni să plece de pe teritoriul iranian. Mai mult, SUA a amenințat companiile cu sancțiuni dacă încheie contracte noi cu iranienii. Tragedie în lanț în Indonezia. Cel puțin 11 oameni au murit și alți 40 sunt răniți după ce membrii unei familii de teroriști au atacat 3 biserici creștine în timpul slujbei de dimineață. Mama și 2 copii s-au aruncat în aer într-unul dintre lăcașurile de cult, iar după 10 minute a acționat tatăl. Tot la un interval de 10 minute s-au detonat și ceilalți minori. Atentatele au fost revendicate de gruparea Stat Islamic după câteva ore. În Indonezia, țara cu cei mai mulți musulmani din lume, au loc destul de frecvent astfel de incidente. În ultimii ani, intoleranța religioasă a ajuns la culme. Potrivit presei internaționale, comunitățile de creștini, budiști și hinduși sunt mereu în alertă din cauza musulmanilor extremiști.